Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc că mă urmăriți! În acest videoclip vom face o etalare colectivă și atemporală în măsura în care simțiți că rezonați, aceste mesaje vă pot ajuta în momentul când se întâmplă să vizionați voi acest videoclip. Vă pot fi de folos într-un fel. Tema acestei etalări m-am gândit să fie cum îți este resimțită absența. Așadar, este vorba de persoanele care încă se gândesc, poate își doresc o reuniune, o reîntâlnire sau o reluare, o reconciliere într-o relație din trecut sau poate pur și simplu este vorba de o pauză, v-ați luat o pauză și simțiți nevoia să aflați, să vedeți cum se simte și persoana dragă în timpul acestei pauze. Aceste informații sunt menite să vă ajute să gestionați situația voastră specifică de viață, să o gestionați în modul cel mai potrivit pentru voi, eventual să vindecați ceea ce simțiți că aveți nevoie să vindecați, să eliberați acele lucruri sau atașamente, sentimente pe care simțiți voi că nu vă mai sunt de folos sau nu vă mai pot ajuta în situația personală. Aceste mesaje, e adevărat, sunt colective, însă pot fi și foarte specifice. Căutați să simțiți, sfatul meu în momentul acesta este să simțiți nu neapărat cu ce rezonați, pentru că acolo ar putea interveni ușor fără să vă dați seama mintea logică, partea analitică a minții care va face socoteala repede și va găsi cum să potrivească lucrurile ca să vă dea impresia că rezonați. Ce sfatul meu ar fi atunci când urmăriți astfel de etalări pe orice canal, nu neapărat aceasta pe care o fac eu acum, mai degrabă decât să simțiți în ce mod rezonați și dacă rezonați, căutați să simțiți cum vă ajută. Și foarte important, dacă vă ajută aceste mesaje. Pentru că nu știu despre intențiile altor persoane din care se ocupă cu activități similare cu ceea ce fac eu aici, dar cu siguranță intenția mea și a ființelor de lumină de la care preiau mesajele pentru a le transmite către voi, intenția este să vă ajute aceste mesaje. Da, ele vă pot satisface și anumite niveluri de
pură curiozitate. Și este firesc, e natura umană să fim curioși. Și e un lucru bun. Sau poate fi un lucru bun atâta timp cât exersăm să folosim informațiile pe care le primim, chiar și din pură curiozitate, să le folosim să fie cumva benefice pentru noi. Iar dacă nu sunt, să exersăm, să nu le permitem să ne afecteze într-un mod negativ. Așadar, dacă ceva din aceste etalări ale mele și inclusiv aceasta din acest videoclip începe să vă creeze vreun conflict interior, o stare de tulburare, de necăjală, orice sentiment sau senzație negativă, sfatul meu din tot sufletul este să efectiv să renunțați să vă uitați la acest videoclip. Eu, e adevărat, orice creator de conținut, desigur, e firesc să-și dorească să aibă cât mai multe persoane care să vizioneze conținutul pe care îl creează, da? Videoclipurile, da? Normal că îmi doresc, e și firesc. De ce aș face dacă nu aș avea dorința ca tot mai mulți oameni să vadă? Această dorință mai este încurajată, bineînțeles, și de sistemul, cum funcționează YouTube și așa mai departe. Nu vă mai explic că știți voi cu siguranță foarte bine aceste lucruri. Deci, da, normal că unul din motivele pentru care creez acest conținut este pentru că îmi doresc cât mai mulți oameni să, cât mai multe persoane să vizioneze, să le placă, să ofere like-uri, da? Eventual să poate decideți să oferiți și super thanks sau să mă contactați pentru o ședință individuală. E o formă de promovare, desigur, a mea și a ceea ce fac eu. Dar intenția mea de bază nu este doar aceasta, sau nu se oprește aici, la doar atât. Ce obțin eu? Mă interesează foarte mult, foarte mult, și ce obțineți voi? Și voi, ființele, persoanele, sufletelele care urmăresc aceste postări ale mele, aceste videoclipuri. Mă interesează foarte mult. Și mă interesează cu atât mai mult din perspectiva în care e posibil ca printre voi să existe persoane care chiar să-și dorească să lucreze cu mine. Eu îmi doresc că atunci când cineva vine și lucrează cu mine în ședință individuală, să fie acea conexiune autentică între mine și persoana respectivă. Persoana să se simtă confortabil să lucreze cu mine și eu la fel. Să fie acea rezonanță. Faptul că lucrăm împreună spre binele său, să-i dea o senzație plăcută persoane, un sentiment cald, pozitiv. Așadar, nu am cum să gestionez exact ce sentimente, ce senzații, ce vibrații veți experimenta voi când urmăriți videoclipul, dar pot să vă recomand faptul că
Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, emoțional, mental, vă aduce poate gânduri negative, vă îndreaptă gândurile undeva unde poate nu mai doriți să vă mai gândiți acolo, vă creează sentimente interioare negative, recomandarea mea din suflet este să nu vizionați. Și în aceeași măsură, recomandarea rămâne să căutați în orice faceți, orice videoclip vizionați sau orice faceți, chiar dacă nu e vorba de a viziona videoclipuri, căutați să simțiți ce senzație vă dă, ce sentiment vă creează. Este o stare plăcută, o stare de bine, vă creează o stare bună, dă naștere în voi la sentimente plăcute, calde, vindecătoare, mângâietoare, liniștitoare sau nu? Și aceeași recomandare rămâne în orice ați face. Dacă simțiți că ceva nu vă face bine, nu vă dă o stare bună, vă creează vreun disconfort, cel mai bine este să faceți altceva, să vă îndreptați atenția către altceva. Aceasta a fost introducerea, lungă de multe minute, 12 minute. E un videoclip în sine, introducerea. Simțeam de mult nevoia să exprim toate acestea. Și am căutat mereu să fac introduceri cât mai scurte, pentru a nu plictisi, însă acum am simțit să mi-asum riscul. Știți cum e? Cu riscul de a vă plictisi și a pierde audiență, să exprim aceste lucruri care pentru mine chiar sunt foarte importante. Așadar, pentru acele persoane care au mai rămas, continuă să vizioneze, sau poate ați dat skip, ați trecut peste intro. Eu caut în general în videoclipurile cu introducere lungă sau mai ales în videoclipurile cu care conțin opțiuni, să introduc în descrierea videoclipului timpii. Cât, de unde și până unde e introducerea, de unde începe opțiunea 1, opțiunea 2 și așa mai departe. Așadar, puteți și să dați direct pe opțiune la alte videoclipuri. Și pentru că vorbim de opțiuni, da, am ales să fac această etalare cu două opțiuni. Așa am simțit. Să nu vă bag pe toți într-o oală sau pe toate, să vă bag în două oale. Să vă separ în două oale diferite. Și avem opțiunea 1 cu setul de tarot Rider White în folie aurie. E unul din preferatele mele. Place foarte mult să lucrez cu acest set. Este și foarte frumos, imaginile foarte vibrante. Și elefantul, elefanțelul. Da? Și opțiunea 2 este setul de tarot Micuțele, Academia Micuțelor Vrăjitoare pozitive, să le zic așa, da?
un fel de magicieni, da? Mici magicieni, dar toate fete. Și cu bufnița. Da? Aveți să vă alegeți. Mi se transmite acum un mesaj că să scoatem și o cărticică de aici. Da, uite, a căzut puțin scrum de la bețigașul. Am un bețigaș aici cu Palo Santo, da? Și în loc să cadă în suport, a căzut peste cărticele. Nu-i nimic. Bun. Și mi s-a transmis să... Eu le pregătisem aici în caz că am nevoie de ele. E, uite că mi-au transmis îngerașii să vă scot și o cărticică de aici. Hai să vedem. O cărticică pentru opțiunea 1, vă rugăm. Ia uite ce a ieșit aici. Suflet la opțiunea 1. Și imaginea este aceasta. Ce interesant că e aurie. Observați? Aurie așa ca și setul de tarot. Da? Și o imagine pentru opțiunea 2, vă rugăm. O imagine pentru opțiunea 2. Soarele. Parcă a mai ieșit o dată soarele undeva, nu mai știu. Sau mi se pare mie, da? Soarele, wow! Ce maestos, ce wow! Superbă imagine! Și cu bufnița aici, da? Ok. Acum simt că deja v-ați hotărât. Pun pauză pentru a pregăti opțiunea numărul 1. Am revenit, dragii mei și dragile mele, persoanele minunate care v-ați ales opțiunea numărul 1 cu elefantul. Cărticica este suflet și imaginea aceasta foarte frumoasă și setul de tarot Rider White, auriu. Vedem cum îți este resimțită absența de către persoana dragă. Tu absența ta, nu tu, absența ta a creat un gol imens ca o ruptură, e ca o... E ca o... Aud prăpastie, nu știu de ce prăpastie, dar asta e cuvântul care vine. O prăpastie, un gol imens, un hău în sufletul persoanei tale dragi. Absența ta, sincer, imaginea pe care o văd aici, pur și simplu asta mi-amintește. Da, dezbat cu ghizică. Nu-mi place, nu vreau să rostesc cuvântul respectiv. Mm.
Da, ghizii insistă că e important pentru voi să auziți fix așa. Ok. Repet, dacă ceva de aici nu vă face bine, nu vă simțiți bine, vă întristează, vă îndurerează, nu știu, orice, schimbați canalul, schimbați videoclipul, schimbați ce faceți, nu vă mai uitați la nimic, nu știu, alegeți voi. Schimbați ca să schimbați starea, da? Ok, cuvântul este, această formă mi-au arătat-o și mi-au pus alături imaginea unui sicriu, da? Și au spus că e ca o moarte a sufletului. E ceva frumos, dar este și foarte dur. De aceea încercam să nu spun. Da, e clar, persoana este foarte impactată de absența ta. Persoana ta dragă o resimte ca pe o moarte a sufletului. Aud cuvintele: tu erai sau tu ești sufletul meu. Aproape ca și când simte de parcă și-a pierdut sufletul. Acum mai vin aici niște mesaje că sunt aici persoane care voi cu partenerul sau partenera, persoana dragă, despre care e citirea, ați avut conversații profunde pe teme din acestea ezoterice, mai mult sau mai puțin, așa, spirituale, de suflet, ați avut momente când ați avut și conversații din acestea profunde. Atât voi, cât și persoana, poate chiar vă și preocupă. Ori pe voi vă preocupă aceste lucruri și ați împărtășit cu persoana și la un moment dat, de-a lungul relației, și persoana a rezonat cu aceste lucruri sau cel puțin i-a făcut plăcere să asculte ce povesteați voi, despre concepte din acestea, filozofice, ezoterice, da? Spirituale, legate de călătoria sufletului prin viață, de reîncarnare, poate, despre misiunea sufletului pe pământ, despre ideea de suflete pereche, suflete flăcări gemene și lucruri din acestea. Ați avut conversații din acestea. Și persoana, de când a început să vă resimtă absența din ce în ce mai mult, simt că aici, la opțiunea 1, sunteți persoane care în situația voastră nu este de o despărțire așa de curând, de, eu știu, câteva zile, câteva săptămâni, chiar nici câteva luni, mai mult. Ar putea, pentru multe din persoanele de aici, de la opțiunea 1, să fie vorba de aproape un an, peste un an, pot să fie și câțiva ani. Această separare de persoana dragă poate să fie vorba și de persoane care încă au mai ținut legătura cu persoana dragă, deși s-a produs acea pauză, nu e pauză, e separare, asta simt,
dar ați mai ținut legătura din diverse motive. Dar există și situații aici, persoane care vă aflați în situația că de tot acest timp nu ați mai auzit, nu știți nimic sau mai nimic de persoana dragă, dar cumva simțiți că această conexiune între voi parcă nu s-a încheiat, nu s-a disipat, nu s-a rupt. Este încă acolo. De aceea vă și uitați la acest videoclip. Unele persoane ați avut o familie sau ați, cu această persoană sau ați perceput această persoană ca fiind parte din familia voastră. Sau pentru alte persoane, ideea de familie se referă la faptul că la nivel spiritual, în plan eteric, simțiți că sunteți o familie. Faceți parte din aceeași familie de suflete. E ceva legat de familie, ideea de familie. Ce mai observ aici este că ceea ce vă separă și acum și ceea ce v-a separat și în trecut este comunicarea. Erau goluri în comunicare între voi. Mi-au arătat cum aici pe decorațiunea elefantului, vedeți cum e un gol aici. Biluțele se întrerup. Erau întreruperi, erau pauze în comunicare, erau goluri în comunicare, în sensul că anumite lucruri nu s-au spus din partea persoanei dragi. Voi ați fost, sunteți persoane foarte deschise spre comunicare. Chiar ați făcut eforturi în relația aceasta spre o comunicare cât mai fluidă. Mi se transmite că chiar ați insistat mult pe ideea de comunicare, să vă spună, să împărtășească cu voi. Persoana era ori ascunsă, ori avea lucruri de ascuns, ori pur și simplu era genul de persoană, este genul de persoană închisă în sine, care îi vine greu să se deschidă despre sine, să povestească, să exprime ce simte. Câteodată nu face acest lucru și pentru că nu știe cum să descrie ce simte. Dar aceste goluri în comunicare mi se transmite că au stat la baza separării între voi, conflictelor și a situației create care a dus la această despărțire și a menținut, pentru că sunteți separați de ceva timp aici la opțiunea 1. Dacă sunt persoane aici care abia ce v-ați despărțit de persoana, nu știu, acum câteva zile sau 2-3 săptămâni, aceste mesaje mi se transmite, nu sunt pentru voi. Da? Ok. Hai să vedem ce vrea să ne spună prin intermediul cărților persoana ta dragă, să ne spună, să-ți spună ție persoana ta dragă sau ce. Cum îți resimte absența? Deja ai aflat o grămadă de lucruri. Cum îți resimte absența? Mamă, de ce îmi cad toate? Mamă, are multe lucruri să spună. Și ia uitați, toată grămada aceasta de cărți care a căzut aici.
Sunt toate lucrurile pe care ar vrea să ți le spună, dar le ține în sine. Dar toată grămada aceasta, fiți atenți ce este deasupra grămezii și e cu fața în sus. Deci toate sunt cu fața în jos, dar ia uitați ce e confirmarea că are multe să spună și vrea să spună, dar le ține pentru sine. Nu poate. Ceva oprește această persoană să-ți transmită, dar vrea, pentru că această carte este una din semnificațiile ei clasice în tarot, reprezintă comunicarea, o comunicare. Cineva este și în picioare. Deci dacă era răsturnată, era cumva vorba de lipsă de comunicare. E în picioare. Una din semnificațiile din tarot, chiar clasice, interpretările clasice, este a acestei cărți. Ale acestei cărți este comunicarea, faptul că cineva își dorește să-ți transmită ceva. Dar vedeți cum apar, mi-au arătat ghizii, cum apar și aici. Deci bâtele acestea nu sunt la intervale, da? Le separă găuri, da? Aceleași goluri în comunicare, aceleași aud interferențe, există interferențe. Acum mai aud mesajul. Cineva se interpune, cineva sau ceva se interpune în procesul de comunicare între voi. Ceva sau cineva își dorește să blocheze comunicarea între voi sau să rămână blocată. Să rămână blocată. Mi se mai transmite că persoana e departe de tine. Ar putea fi vorba de persoane care poate chiar sunt în altă țară sau în altă localitate. E ca un fel de drum lung care vă desparte. E o distanță între voi. Această distanță, mai aud, poate să fie pentru unele persoane și metaforică, în sensul că n-ați mai comunicat de atâta de mult timp, s-a creat această distanță și lipsa comunicării a adâncit sau a lărgit această distanță. Însă persoana dorește să repete mesajul că îi lipsiți foarte mult. Absența voastră a creat o gaură, efectiv o gaură, un hău în sufletul său. Mai avem de aici mesaje? Da, unul. Ok. Cum îți este resimțită absența de către persoana ta dragă? Există ceva mai important ce dorește să-ți transmită? Ce face? Unde este? Cum se simte? Ce informații dorește persoana ta dragă să-ți transmită? Oh, wow! Persoana ta dragă se simte blocată. Știe, conștientizează sau a conștientizat la un moment dat că nu e realmente blocată sau din blocajul în care este, simte că este, poate să iasă.
Adică ar putea, ar putea. Conștientizează sau a conștientizat acest lucru, însă nu poate să iasă. Știe că ar putea, posibilități ar exista. Am văzut 818 pe timerul meu. Nici nu m-am uitat până acum la timer. 818. Acest 8 vorbește despre abundență, care mă duce cu gândul la finanțe, efectiv. Blocajul este legat de finanțe. Persoana se simte, dorește să-ți transmită. Că simte că nu știe cum să facă. Efectiv, asta este ce aud, să câștige banii necesari pentru ca voi să fiți împreună. În mintea persoanei sunt bani. În mintea persoanei, ceea ce vă desparte sunt banii, sunt faptul că nu sunt bani pentru a putea să fiți împreună. Și voi știți care este situația voastră personală, la ce se referă. Etalare colectivă, deci vor fi diverse situații și vor fi și persoane care simt că nu înțelegeți ce legătură au banii. Ei, pentru persoana voastră dragă, banii sunt importanți. Simte că nu are destui bani sau finanțele necesare pentru ca să fie împreună cu voi. Ar putea fi vorba că dorește să vă asigure un anume stil de viață. Un anume standard. Și pentru că simte că nu poate și nici nu vede cum să facă acești bani. Da? Nu vede și nu poate. Asta e ce simte. Știe că posibilități ar putea să existe, dar nu le vede. Nu le vede. Asta este ce încearcă să vă transmită. Și acum îngerașii mi-au spus să vă transmit și din acest pachet de cărți oracol mesaje de iubire. Da? Ia să vede. Ce multe vrea să vă spună! Persoana voastră dragă obișnuia să fie genul de persoană care, cum se spune, aleargă așa, zboară din floare în floare. Da? Da. Și vrea să vă spună că, uite că am și o gâză aici cu o floare. Deci nici n-am observat. Acum am observat când m-am uitat. Că zbat. Deci persoana voastră dragă avea așa ochii așa în toate părțile, da? Cam așa era. Da? Dacă e vorba de o energie feminină, toți cu nădragi, toți miți dragi. Cam plăcea să uita dreapta, stânga. Era atrasă. La fel și la bărbați, invers. Toate cu fuste sunt drăguțe, nu? Da? Mă rog, nu toate, că avea, selecta, da? Se uita dreapta, stânga, era așa, da? Nu mai vrea să fie așa. Asta e ce vrea să vă transmită. Nu mai vrea. Nu mai vrea să... Vrea stabilitate, vrea o relație serioasă. Și pe voi vă percepe ca pe familia sa. Adică încearcă să vă transmită că își dorește
o relație bazată pe respect. Aici, în acest mesaj, spune așa: a trebuit să mă detașez puțin ca să pot să îmi clarific gândurile, să obțin mai multă claritate mentală, da? Să-mi clarific gândurile, să obțin mai multă claritate asupra situației. Soul tie, da, legătură de suflet. Confirmă ce am spus, acest mesaj confirmă ce am spus la început, faptul că voi ați avut niște conversații pe direcția aceasta și ați împărtășit astfel de idei. Persoana poate a și exprimat și a exprimat cum ar veni a exprimat că rezonează cu ideea voastră, că simte la fel ca și voi, sau poate nu a exprimat, dar cel puțin acum, că poate atunci nu simțea sau pur și simplu a ales să nu confirme, pur și simplu să asculte, poate și să participe la conversație din punct de vedere al așa plăcerii de a conversa pe aceste teme, aceste subiecte, dar nu neapărat v-a și împărtășit că așa simte. Ei bine, acum cu acest mesaj confirmă ce am spus mai devreme, mai la început, că chiar simte că între voi este o legătură de suflet. Și mesajul zice așa: eu mereu mă simt conectat sau conectată cu tine, în funcție de situația voastră, da? Poate să fie bărbat sau femeie. Și aici, contract de suflet. Deci, wow! Wow! Deci uitați câta pachetul, câte cărți. Deci nici nu mai știu că scria când în cutiuță câte cărți sunt. Nu știu. Multe! Multe! Deci din toate cărțile acestea au ieșit două care vorbesc despre legătură de suflet. Da? Despre suflet. Și cu aceasta trei. Suflet. Wow! Wow! Persoana simte că între voi este ca un fel de contract de suflet. Sufletele voastre sunt legate printr-un contract. Acolo, un plan eteric, un plan spiritual. Și mesajul spune așa: lecțiile pe care le-am învățat de la noi, din această relație a noastră, nu le voi uita niciodată. Nu vor fi uitate niciodată. Și mesajul e întărit de, da, a sunat clopoțelul. Wow! Sper că v-au plăcut până aici. Mi se transmite să mai scot și de aici. Mă gândeam să trec la, să închei. Știți cum m-am gândit să închei? Să scot niște zodii de acolo. Aici au apărut zodie de foc cu bâtele și zodie de aer. Dar nu e neapărat. Nu știu exact să vă spun ce, dacă mi-aduc aminte o să notez în descrierea videoclipului, dar bâtele știu sunt de foc și săbiile sunt de aer. Ok? Ei, mi-au spus să scoatem și de aici ceva, dar o să scot și niște zodii din pachetul cu fazele lunii, care are zodiile. Și o să scot și din runele noastre, o să le rugăm să ne dea câteva inițiale pentru voi sau litere care ar putea să fie semnificative într-un mod sau altul pentru voi și relația cu această persoană. Dar înainte de toate acestea,
Haideți că mi-au zis să mai extragem și de aici. Vor să spună ceva. Vrea să vă spună ceva și de aici persoană. Vedeți, această carte a picat așa. Și mi s-a transmis că are o semnificație. Că nu e nici în picioare, nici răsturnată. Deci nici prezența conflictului sau absența totală a conflictului. Deci cumva un conflict există. Și nu este vorba de un conflict între voi, decât din perspectiva că, într-un fel, confirmă faptul că da, au existat conflicte. Și evident au existat conflicte, că altfel erați împreună, nu erați separați de atâta timp. Da? Și da, au existat, cum se zice, clashing, când diferențe de opinie, diferențe de opinie între voi. Da? Care, într-adevăr, au creat, chiar au dus la stări conflictuale. Și da, apare și cuvântul diferențe. Și la un moment dat, ori tu, ori persoana dragă, ori ambii, ați considerat că toate aceste diferențe de opinie și alt fel de diferențe între voi și toate conflictele acelea fac să fie o stare de incompatibilitate între voi. Și ați decis, ori unul, ori altul, ori împreună, ați decis această despărțire. A avut loc despărțirea. Dar cartea este așa. Și semnificația este că persoana este conștientă de conflictele care au existat, de diferențele de opinii, de diferențele și incompatibilitățile percepute sau nepercepute la momentul respectiv, în timpul relației, dar acum își dorește, caută să rezolve aceste conflicte în partea sa, în interiorul său, ce ține de sine. Da? Își dorește să rezolve. Nu le-a rezolvat încă, pentru că nu a venit așa, în răsturnată cartea. Nu le-a rezolvat încă, dar lucrează la rezolvarea acestor diferențe între voi. E cartea finalității. Vedeți? E invers. Deci asta chiar a căzut așa. Deci persoana dragă vrea să vă mai transmită faptul că nu vede o finalitate. Nu percepe că totul chiar s-a terminat între voi. Chiar dacă, așa cum am spus, la opțiunea 1 este vorba de mesaje din partea unei persoane de care v-ați despărțit de mai mult de un an. Nu așa de curând. A trecut ceva timp. Și ar putea să pară, gata, totul s-a terminat. Ei, din perspectiva persoanei voastre dragi, nu s-a terminat. Nu vede finalitate. Încă vede că ar mai putea fi ceva. Nu simte să-și ia adio. Încă nu și-a luat adio de la această relație complet. Nu simte să lase în spate cu totul această relație sau orice posibilitate a vreunei reconcilieri și nici nu simte să încheie cumva, pentru că nu simte să încheie, pentru că ce simte este că aveți un contract de suflet și lucrurile încă nu s-au încheiat între voi. Mai și lucrează la rezolvarea conflictelor sale interioare? Da.
Pe foarte mulți și foarte multe dintre voi, de aici, de la opțiunea 1, vă simt extrem de surprinși și de surprinse. Nu toți. Sunt și persoane aici care, cumva, mesajele acestea vin ca un fel de confirmare a ceea ce simțeam interior. Dar sunt destul de multe persoane aici care voi chiar simțeați cu totul altceva. Dar îngerașii vă transmit că nu simțeați, ci analizaseți, ajunseseți la concluzia. Trăseseți concluzia, ceea ce înseamnă că analizaseți cu mintea rațională, nu cu sufletul. Dar da, și sunteți foarte, unele persoane de aici sunt extrem de surprinse de nu se așteptau deloc. Dimpotrivă, se așteptau, asta este ce aud, vă așteptați la niște mesaje destul de negative și vă pregătiseți așa, cum v-am zis eu în introducere, dacă nu-mi place ce aud, gata, închid, că n-am chef de nervi. Și aceste mesaje chiar v-au lăsat cu gura, ce? Cu gura căscată. What? Bun. V-a dat de gândit. V-au dat de gândit. Uite, chiar să-mi transmiteți în comentarii, vă rog frumos, dacă așa este, dacă v-au dat de gândit aceste mesaje, au venit, v-au luat prin surprindere, nu vă așteptați. Sunt curioasă. Zodii, da, mulțumim. Așa, destul de multe zodii. Hai să vedem. Ce zodii? Acestea au zis. Astea toate. Acum mai e și partea, dacă nici voi, nici persoana nu se potrivesc zodiile, vi se transmite că să vă luați după ceea ce simțiți legat de aceste mesaje. Asta este marea parte a mesajelor. Aici sunt doar detalii. Inițialele, literele și zodiile sunt așa detalii, un fel de confirmare în plus, bonus. Da? Poate pentru persoane care au dubii mai puternice, aud. Sunt unele persoane care aveți dubii mai puternice legate de mesajele acestea. Și să conectați și cu zodiile și cu literele va ajuta să disipeze dubiile. Da? Acum, important este să vă ajute aceste mesaje. Nu să vă dea iluzii deșarte. Nu vă creați iluzii deșarte. Dacă a ieșit în opțiunea 1 că persoana, da? Să mergeți acum și să n-ați mai vorbit cu persoana de 5 ani și o sunați. Ba, și eu te iubesc! Da? Pentru că nu se știe ce se întâmplă. Da? Mai așteptați, eventual, poate să mai vină și alte mesaje. Mai multe confirmări. Sau persoana se pare că își dorește să comunice. Își dorește. Când va comunica, când va veni spre voi, dar o comunicare își dorește să vă transmită într-un mod sau altul. Să vă sune, să vă scrie, poate chiar să vină. Da? Deci, nu vă avântați. Ok, hai să vedem, zodii. Pești. Zodia Pești, Berbec, Săgetător și Leu. Da? Și litere. Ia să vedem. Runele noastre, dragi, am văzut 3, 3, 3. Mamă, 4 de 3. Când am luat să culeg.
cu rune. Îngerașii sunt cu noi. 3, 3, 3, mă! Curuna albă mi se transmite, nu e nicio literă specifică, e cineva care vrea să rămână anonim, dar știe că voi știți. Și veți simți, vă va face să zâmbiți, sau v-a făcut deja să zâmbiți acest mesaj, pentru că recunoașteți cum ar veni persoana. Recunoaște stilul, cum s-ar spune. Și e o confirmare deja. Fără literă. Deci, da? Mai avem M de la Manas. Mai avem O de la Otala. L de la Lagus și N de la Nodiz. Dragii mei și dragile mele de la opțiunea 1, vă doresc din suflet tot ce e mai bun și frumos, să vi se realizeze în moduri minunate și îmi doresc din suflet să vă fie ajutat mesajele acestea în moduri minunate. Dacă simțiți că v-au ajutat, apăsați butonul de like și pentru mine, vă rog frumos, mulțumesc mult! Și dacă nu v-ați abonat încă, abonați-vă! Vă reamintesc să-mi lăsați în comentarii modul cum ați rezonat, mai ales dacă ați simțit... Cum am zis că, da, wow, v-a surprins. Chiar sunt curioasă acolo, dacă într-adevăr au fost persoane, am simțit bine, dar eu am încredere în ce simt, știu deja că ce simt eu, aia e. Dar e plăcut să primești confirmări și ajută. Confirmările chiar ajută pentru că întăresc legătura cu intuiția. Da? Și da, închei acum opțiunea 1 și pregătesc pentru opțiunea 2. Vă mulțumesc că mă urmăriți! Bună tuturor! Vouă tuturor, vouă celor care ați ales opțiunea 2. Aveam așa un fel de gol, nu mai puteam să mă exprim, nu puteam să exprim ce încercam să spun. cei și cele care ați ales opțiunea 2, bine ați venit! Voi ați ales bufnița și pachetul de cărți de tarot Academia Micuțelor Vrăjitoare Drăguțe Benefice Pozitive și a ieșit cărticica Soarele, da? Cu imaginea aceasta absolut maestoasă, da? Și ia să vedem, mă voi conecta puțin cu voi. Cu persoana. Mi se transmite că aici sunteți voi, aici este persoana. În momentul acesta, drumuri paralele în viață, distanță între voi. E ca un fel de ceață aici, o neclaritate. Lucrurile sunt neclare între voi, au rămas neclare. Nu se știe sigur. Nu se știe sigur ce va fi.
Și tu și persoana sunteți firi pasionale. A existat multă pasiune între voi. Multă pasiune. Care se exterioriza această pasiune deosebit de frumos și de bine în dormitor. Da? O chimie extraordinară între voi. Mi se mai transmite că sunteți simetrici. Ceva legat de simetrie. În anumite aspecte sunteți diametral opuși. Dar sunteți și simetrici. Există și posibilitatea și chiar asta s-a și întâmplat și s-ar putea întâmpla și în viitor, pentru că situația e neclară între voi. Nu e, nu sunt nici tu, nici persoana ta dragă, nu sunteți atât de siguri că totul s-a terminat. Deși este o distanță mare între voi în momentul acesta, drumurile sunt separate, fiecare pe calea sa, fiecare cu ocupația sa, își vede de drum. Fiecare își vede de drum în momentul acesta. E ca și când nu aveți tangență. Dar totuși, cumva, ceva simțiți amândoi. Că pe undeva, cumva, ar mai putea exista o continuare, o reluare. Sau cel puțin o reconectare, măcar în vederea clarificării a ceea ce a rămas neclar între voi. Deci la voi e cumva urma. Și tu, care te uiți și ți-ai ales opțiunea 2 și persoana știe asta și persoana știe că tu știi și tu știi că persoana știe. Adică aici este foarte clar totul între voi. După asta nu mai e așa de clar. Și urma să mai spun că vă completați. Deși sunteți în anumite aspecte diametral opuși, cumva există și o simetrie care face ca voi, de fapt, și ați experimentat asta și mi se transmite, Ghizi mi arată așa niște liniile voastre temporale. Mă, cine și-a ales aici opțiunea 2, să știți că aveți mesaj de la Ghizi. Știți că ei văd tot, mai mult decât vedem noi. Ei vă văd liniile temporale cu această persoană la care v-ați gândit. De ce ați ales să vă uitați și de ce sunteți aici? Și poate cu foarte, foarte puține excepții, dacă există, senzația mea în momentul ăsta e că nu există excepții. Fără excepție, voi vă reîntâlniți cu această persoană. Ba chiar se reuneți drumurile. Undeva se reîntâlnesc drumurile. Mai aveți de mers și pe aceeași cale. Da? E multă pasiune. Știți ce mi-arată acum? Chestiile astea, vedeți, sunt niște chestii cu mici colorate roșietice, rozulii. Dar eu puțin și aici. Aici ești tu, aici e persoana.
persoana ta dragă. Tu ai mai multă pasiune, ești, dacă ești fată, ești mai focoasă, așa, mai... Dacă ești bărbat, la fel, ești mai pasional, ești acolo, flăcărat, da? Da, și nu mi-e rușine nici cu, da? Răspunde bine la focul tău, partenerul sau partenera. Ați putea fi zodii de foc, amândoi. Ați putea fi. Nu e neapărat nevoie. Puteți să fiți și alte zodii. Foarte interesant. Mă, și știi ce mi-arătau aici? Cum roșieticul ăsta, rozuliu ăsta, așa, e peste tot. E ca un fel de, știți cum mi-au zis? Ca un fel de sânge care curge prin vene. Deci pasiunea este... Și nu e doar pe partea sexuală, da? Să ne înțelegem. E, nu știu, o pasiune, așa, o pasiune în tot ce facem, în felul cum, în tot ce faceți, în cum vorbiți unul altuia, cum, ce simțiți. Voi când simțiți ceva, simțiți cu intensitate. Dacă sunteți triști, sunteți intens triști sau triste. Dacă sunteți veseli, bucuroși, bucuroase, vesele, fericite, fericiți, sunteți intens, adică e totul la intensitate la voi. Asta, da, când vă susțineți un punct de vedere, nu doar vă dați cu părerea, vă susțineți cu intensitate, dar ambele persoane sunteți, curge pasiunea asta în venele voastre, ale amândurora, da? Și vă veți reîntâlni. Vă văd pe toți și pe toate, că vă reîntâlniți cu persoana. Aici mi arată burtica, da? Centrul centrului bufniței. Și mi-au zis soarele. Dar ăsta e un ochi. Și am auzit expresia, soarele te privește. Tu e posibil să-i fi spus persoanei dragi, sau voi să fi avut așa între voi, să vă alintați unul pe celălalt folosind astfel de cuvinte sau ceva asemănător. Ești soarele meu. Ești strălucirea mea. Nu știu, ceva legat de soare. Bucuria mai aud, bucuria mea. Că soarele e bucurie. Strălucire. Și nu doar atât. Mi se trate soarele, cum am zis, te privește, da? Că e ochi. Această persoană, persoana ta dragă te privește. Indiferent că tu ai putea să știi asta sau s-ar putea să nu știi, dar cumva simți, bănuiești. Sau nici n-ai simțit, nici n-ai bănuit și afli acum. Dar te urmărește. Nu în sens negativ, ci în sens... Mă, de dragoste. Asta e ce. Vrea să știe de tine pentru că... Vrea să vă reîntâlniți cumva. Să vi se reîntâlnească drumurile, că acum sunteți pe drumuri paralele. N-aveți nicio treabă unul cu altul. Da. Persoana ta dragă ține, cum să spun, stă cu ochii pe tine, uite ca bufnița. Da? Vezi cum se uită bufnița? Fix așa. Și mai are și un ochi aici, în centru, în soarele său, în centru,
Plexul solar, da, oh, plexul solar, wow, soarele, plexul solar, wow, wow. În plexul solar mai are un ochi. Și cu ochiul ăla, cu trei ochi se uită la tine. Te urmărește din toate părțile. Pe unde poate, cum poate? Poți să zici tu că nu, dar eu n-am conturi, eu n-am Facebook, eu n-am aia, eu nu, n-are cum să mă... A găsit. A găsit. A găsit cum să afle de tine, să știe de tine, să țină acolo pasul cu tine, cum se zice, să țină socoteala, ce faci, ce... Dar nu în sens negativ. Deci nu interpretăm, mamă, persoana asta e obsedată sau nimic negativ, nu. Pur și simplu își dorește să țină aproape pentru că persoana ta dragă, fie că tu îți dorești asta sau nu, dar te simt că nu te deranjează gândul că să știi că pe persoana ta dragă o interesează de tine. Și o preocupă pe persoana ta dragă, poate să fie bărbat sau femeie, da? Să știe de tine și să vă reîntâlniți. Se gândește la o reîntâlnire a drumurilor voastre. Ah, îmi vine cântecul acela. Drumurile noastre toate. Eu n-am, nu sunt cu cântatul. Cântați-l vă. Sau puneți-l pe dans pe tal să cânt. Se vor întâlni. Vai, sunt și persoane foarte tinere. Vă simt că sunteți și persoane foarte tinere care poate nici nu ați auzit de Dan Spătaru. Nu știți cine este. Dați și voi pe unde dați, unde ascultați voi muzică. Scrieți acolo că o să vă apară. Da? Sau puteți să nici nu scrieți numele cântărețului, să scrieți drumurile noastre toate. Ia să vedeți cum apare. Imediat apare. Și ascultați versurile, vi se spune. Că melodia e posibil să nu vă placă, dacă sunteți foarte tineri sau tinere. Deci nu neapărat melodia e importantă, versurile vi se transmite. Știți cine vi se transmite? Persoana. Care e la fel de tânără ca voi, dar cumva știe versurile astea. Le-a auzit, le aude. Unde le aude? Le aude undeva. Undeva, unde lucrează, unde le aude. Da, și se gândește la tine de fiecare dată când aude versurile astea. Da. Ce ne mai spuneți? Ia să vedem. Ce ne mai spuneți? Cum este resimțită absența? Da. E ceva cu doiul ăsta. Aud noi doi. Mamă, deci persoana aceasta, dragă, mamă. A, mai am un mesaj. Da, știam că mai erau niște mesaje, dar n-am apucat, că m-am luat cu alte mesaje și n-am apucat să zic. Că mesajele curg foarte repede și n-apuc întotdeauna să zic chiar tot ce aud. Mai este un mesaj. Aici sunt persoane... Puteți fi persoane foarte multe la opțiunea 2. Opțiunea 1 a fost așa mai selectivă. Aici sunteți mai multe persoane, mai mulți. Știți de ce? Pentru că aici e vorba de persoane și de persoane care s-au despărțit de mult timp sau a existat un fel de separare, pauză care s-a prelungit și na, nu v-ați mai văzut, ați pierdut contactul. Sau dacă ați mai ținut legătura, așa, foarte rar, foarte nesemnificativ. Deci nu prea știți foarte multe unul despre celălalt, dar cumva mereu ați simțit că, mă, la un moment dat, cumva, ceva, vă veți reîntâlni. Reîntâlni în sensul de a vorbi mai mult, de a discuta despre mai multe lucruri. De a mai clarifica ce este așa cam neclar, a rămas neclar. Dar voi sunteți ok. Și persoana și voi.
și tu. Sunteți ok amândoi cu că a rămas neclar. O să se clarifice. Deci aveți această senzație. Indiferent de cât de mult timp v-ați despărțit, aveți senzația că ați păstrat mereu senzația că au rămas lucruri neclare, dar o să se clarifice. Ne reîntâlnim noi, ne reîntâlnim. Da. Și mai sunt și persoane care v-ați separat de curând. Poate sunteți doar într-o pauză. E un fel de relație din aceasta. Acum suntem bine, peste o lună nu mai suntem bine. Hai mai luăm o pauză. După, da? Ceva de genul. Da? E cu hopuri din astea, cu mai cu năbădăi, așa că sunteți focoși amândoi. Sunteți focoși amândoi, înflăcărați, sunteți... Mam, deci dacă sunteți ambele, ambii parteneri, sunteți zodie de foc, deci e ceva acolo. Deci nu poți să-mi închipui. ok. Și ce zice aici? Când au căzut astea, cărțile astea aici, persoana a zis, noi doi. Noi doi. Deci persoana se gândește non-stop și constant. Da? Non-stop și constant la tine. Cum este resimțită absența ta? Uite așa. Persoana se gândește doar la tine. Noi doi. Noi doi. Deci se uită sau se uită. Ce-a mai făcut? Ce face? Unde e? Cu cine e? Cum e? Nu că nu cu rău, că să-ți facă rău sau... Nu! Să știe, să știe. Să fie în cunoștință de cauză și să vadă... Da, și pe tine te aud acum. Păi nu, și dacă se gândește tot timpul la mine și de ce nu scrie, de ce nu vine, de ce nu suntem împreună, de ce nu face ce trebuie. Hai să întrebăm, să vedem. Ia uite, ce e aici? Hai să întrebăm. E bună întrebare. Aole. Aoleu. Asta e răspunsul. Da. E o persoană. E o persoană între voi. E o persoană nasol de tot. Deci nu categorisim persoana. Așa, situația. E nașpa. Situația e nașpa. O să vă povestesc imediat, dar o știți, persoana. Ce vrea să vă mai transmită? Cum vă resimte absența? Mă, nu mai vrea să plângă după lucrurile pierdute, după faptul că v-a pierdut. Pentru că, da, a plâns. Mă rog, poate n-a plâns fizic vorbind. Așa, suspinat în interior, da? A fost o tristețe. Este, dar acum i-a trecut pentru că este hotărâtă persoana. Adică acum persoana a trecut de tristețe. Este acea stare de așteptare, expectativă, pentru că știe că va fi din nou împreună cu tine, persoana aceasta. Deci este... Acum îmi vine alt cântec. O să râdeți. Mărgineanu, iarăși, probabil de cineva de care n-ați auzit în viața vieților voastre. Mărgineanu, parcă Mihai îl cheamă, Mihai Mărgineanu, și ceva cu bunul Dumnezeu de s-o pune în drumul meu, ceva de genul. Asta e ce am auzit. Adică această persoană este atât de hotărâtă că va fi, să fie împreună cu tine, nu poate acum, nu poate din cauza acestei persoane, da? Și vă povestesc. Dar știe sigur că va fi, cumva va fi. Și știe, nici Dumnezeu nu se poate pune în calea lui sau a ei. Deci, așa puternic știe. Deci de-aia acum ar veni, dacă vă întreba, păi ce nu mai e trist? Că, păi nu, nu mai e trist pentru că se bucură deja, pentru că știe sigur că va fi. Nu știe cum, nu știe când, asta e ce primesc, pentru că aici e ceva nasol. E o situație
creată urâtă. O situație urâtă aici. Și de aceea. Hai să vă povestesc, da? Vreți? Vreți? Da, vreți. Să vă povestesc cine e aici. Păi aici este regele de săbii invers. Mamă. Mi-au zis să iau din cărticelele astea să vă povestesc de aici. Dar trebuie să-l găsesc, stai așa. Regele de săbii, ce e aici? Queen of Cups, nu... Nu, regele de săbii invers. Ăsta e de bute. Hai, aveți răbdare, hai că aveți răbdare, aveți răbdare. Stați așa. Vă citesc de aici, că... cum e persoana, caracteristici sau ce face, chestii. Ia, nu-i mă, regele de săbii. Regele de săbii. Ar putea persoana, ori persoana ta dragă să fie, mi se transmite, o zodie de aer sau persoana cu care este, care se interpune între tine și persoana ta dragă, să fie zodie de aer. Mai este vorba și de zodie de apă aici. Tu sau persoana ta dragă, ați putea unul dintre voi să fiți de apă sau de aer. Deci, apă și aer aici. Dar nu e neapărat că numai astea. Mamă, dacă nu sunt zodiile astea, nu se pune. Dacă ați simțit, ați rezonat până aici. Da? Deci, astea cu zodiile sunt detalii în plus, bonus. Nu neapărat. Ce e aici, justiția? Nu. De ce e justiția aici? Păi cum? Asta trebuia să fie... Trebuia să fie în cele 22. Ha! Și eu am crezut că le am pe toate. Stai mă, că mai stați, mai stați. Să dăm... Ia uite, cred că ultimul va fi. Ultimul e regele de cupe. Unde-i mă? Băi, unde-i mă regele de... Nu l-am găsit. Aoleu. Ce-ai făcut, Bobiță? Băi, Bobiță, băi, vină mă. Deci această persoană, poate să fie bărbat sau femeie, nu contează regele. Așa, cum e aici, în astea? Deci le-am încurcat așa. Ia. Sau nu e? Nu există regele de săbii? Împăratul, Tower, Devil. Ah, da, și uite, justiția e aici. Sau am trecut de el și nu l-am văzut. Aoleu. Nu le mai iau la rând. Interesant. Ia uite. Aha, această persoană nu vrea să se știe despre ea. Ăsta e mesajul. Ai văzut cât am căutat informații? Nu vrea să se știe. Vrea să fie... să rămână necunoscută. Dar ce primesc? Persoana aceasta te cunoaște pe tine. Sau... Dacă n-ați făcut cunoștință, știe despre tine. Știe foarte mult despre tine. Ceea ce mai aud acum este... Mi se transmite specific, dar nu foarte specific. Va rezona cu mai multe persoane de aici. Cumva ați mai primit astfel de informații... Sau ați simțit voi puternic sau știți ceva în sensul acesta, persoana aceasta o manipulează pe persoana ta dragă, bărbat sau femeie, persoana ta dragă, în funcție de ce ești tu. Și această persoană la fel, bărbat sau femeie, în funcție de ce e persoana ta dragă. O manipulează pe această persoană cu informațiile pe care le știe despre tine sau cu ceva ce are legătură cu tine. Deci această persoană este o persoană care aud expresia folosește adevărul
în folosul personal. Este genul de persoană care are o abilitate deosebită de a răsuci, de a manipula adevărul, fapte cunoscute, lucruri cunoscute, după cum are nevoie. Dacă are nevoie ca lucrurile cunoscute să fie confuze, să nu fie așa clare, să nu fie cunoscute, reușește, are o abilitate extraordinară în a schimba modul cum cineva percepe adevărul sau lucrurile cunoscute, lucrurile, realitatea. Ok? Dacă are nevoie, e în interesul său ca persoana să nu perceapă realitatea corect, să o perceapă altfel, îi reușește. Dacă are interesul ca persoana să perceapă un neadevăr ca fiind realitate, reușește să facă acest lucru. Are o abilitate extraordinară în a face acest lucru. Văd multe păsări în jurul acestei persoane și mi se transmite că e un fel de omen. Această persoană ori umblă pe la persoane cu vibrații joase, e încercuită de persoane cu vibrații joase, ori umblă cu lucruri, cu cum se zice, are diverse activități cu vibrații joase pe care le face persoane cu vibrații joase. Inclusiv partea întunecată a manipulării energiei. Dar nu pentru toată lumea, dar pentru destule dintre voi. Această persoană îi place să creeze confuzie. De fapt, se hrănește din asta. De fapt, așa obține să poată manipula lucrurile și oamenii în favoarea sa, în interes personal, creând confuzie. A, da, se revine la mesajul, are această abilitate de a crea confuzie în mintea oamenilor. Și persoana ta dragă, tu ai ajuns aici să vezi acest videoclip și să să-ți alegi opțiunea 2 și să auzi aceste mesaje, pentru că persoana ta dragă vrea să-ți transmită că foarte mult timp nu și-a dat seama că asta i se întâmpla în această relație. Că această persoană a creat un nor, cum se zice, o ceață și a menținut tot constant în relație o ceață în jurul a tot ce e legat de persoana aceasta, a tot ce e legat de persoana ta dragă împreună cu... în jurul a tot. O ceață totală, confuzie. Mult timp persoana ta dragă vrea să-ți transmite, mult timp nu și-a dat seama că asta era ce se întâmpla. Era în această confuzie totală, dar nu-și dădea seama. Dimpotrivă, persoana ta dragă a simțit mereu, a avut senzația mereu că vede lucrurile foarte clar,
când e cu această persoană. Neclaritatea apărea când era cu tine. Dar, de curând, s-a prins, asta vrea să-ți transmit, s-a prins de jocul acestei persoane. E un joc murdar. Un joc murdar. Această persoană manipulează efectiv psihicul oamenilor cu care interacționează pentru a crea confuzie. Creând confuzie, orice persoană, ca să fie ușor manipulabilă, e nevoie să aibă, să fie psihologic vorbind, într-o stare de confuzie. Un nivel, cu cât nivelul de confuzie este mai ridicat, cu atât persoana este mai ușor manipulabilă. De aceea este un joc murdar. Pentru că această persoană are această abilitate deosebit de e la nivel de maestrie deja. A exersat-o atât de mult timp, e atât de frumos rafinată metoda, metodele prin care reușește acest lucru sunt atât de frumos rafinate și cu maestrie studiate și exersate de atât de mult timp încât este expert. Poate fi considerată această persoană expert manipulator sau manipulatoare. Expert. Și persoana ta dragă s-a prins. Asta vrea să-ți transmită. Tocmai de-aia nu mai plânge, ci este foarte hotărâtă să vină către tine. Însă, manipularea e la nivel înalt și această persoană are mult teren câștigat în fața persoanei tale dragi. Cu alte cuvinte, o are la mână pe persoana ta dragă sau îl are la mână cu ceva. Ori cu un lucru foarte important, ori cu mai multe lucruri foarte importante, oricum ar fi, persoana ta dragă încă nu știe cum să iasă din acest aud calvar. Și mai primesc informația că unul sau mai multe din lucrurile cu care, deci revin acea informație, mai devreme am zis ceva, că știe de tine și manipulează pe persoana ta dragă cu ceva legat de tine. Și a revenit mesajul. Unul din lucrurile cu care îl are sau o are la mână pe persoana ta dragă, această persoană, unul sau mai multe din lucrurile acestea sunt legate de tine. Au legătură cumva cu tine. Acum mi se transmite să scoatem de aici, din acest mare maldăr. Ia uitați câte cărți. 100 și ceva, nu știu câte sunt. Da? Secretele inimii. Secretele ascunse ale inimii. Ia să vedem. Cum este resimțită prezența ta? Nu. Ce vrea să spună persoana? Că vrea să spună multe chestii. Persoana ta dragă făcuse o obsesie pentru această persoană, dar asta era doar datorită manipulării constante.
doar datorită jocurilor murdare. Această persoană s-a jucat efectiv cu mintea, în engleză se numesc mind games, playing mind games. S-a jucat cu mintea persoanei tale dragi. În așa hal încât persoana ta dragă dezvoltase o obsesie legată de această persoană. Se agăța, a fost un timp, asta vrea să spună, a fost un timp când persoana ta dragă se simțea efectiv ca și când ar fi fost obsedată de această persoană și simțea să se agațe cu orice preț de această persoană. Deși simțea foarte puternic legătura dintre voi și pasiunea aceea și... Acum, legat de pasiune, mi se transmite mesajul că în această relație e vorba doar de jocurile minții. E ca un fel de atracție din aceasta toxică între cine cui cum să-i joace niște jocuri celuilalt, psihologic vorbind, mental. Cum să se joace cu mintea? Pentru că persoana ta dragă începuse să se comporte la fel, după tiparele acestei persoane. Și a folosit aceste jocuri, asta e ce mai aud, și cu tine. Și nu mai vrea. Și-a dat seama. Aud de această nebunie. Și-a dat seama. A ieșit din ceața aceea. A început să obțină claritate persoana ta dragă. Dacă era răsturnată, această carte a persoanei care se agață. Se agață, care ține cu dinții. Ține cu orice preț de cineva sau de ceva. Persoana ta dragă s-a prins. Wow, a început să obțină din ce în ce mai multă claritate. Și nu mai vrea, deci nu mai vrea. Ce v-am zis de păsări? V-am zis de păsări și de magie neagră. Păi, mamă, deci nu cred. Uitați-vă, mă, din tot maldărul ăsta a ieșit această carte? Blestem? Păi, această persoană, asta vrea să spună, persoana ta dragă ori a aflat, ori simte, ori a înțeles ceva s-a întâmplat, ori poate chiar i-a mărturisit persoana cu care este, că i-a făcut vrăjitorie, i-a făcut magie neagră, a folosit partea întunecată a minții. Ce spuneam? Jocuri murdare ale minții. Oh my God! Oh my God! În engleză, Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule! Da, chiar că Doamne Dumnezeule! Stai așa, să dăm cu salvie. Da, ăsta e momentul salvie. Ăsta e momentul salvie albă. Ia mămică. Așa a făcut-o pe persoana ta dragă să fie obsedată sau obsedat de această persoană. Să te lase pe tine. Să te părăsească pe tine. Pentru această persoană. Că asta e ce-mi vine acum. Că în asta a fost blestemul și vraja făcută. Pentru că persoana ta, dragă, a făcut o greșeală majoră. A povestit acestei persoane despre relația cu tine. Mai în glumă, mai în serios...
Hai să spunem și un tatăl nostru. Care vreți? Cine vreți? Eu vreau. Eu vreau. Și eu vreau, știți ceva? Pentru binele vostru vreau. Vreau să mă rog pentru voi. Pentru că știți ceva? Se pare că voi aveți șanse să fiți fericiți împreună. Pentru că ceea ce se întâmplă, ceea ce v-a despărțit, a fost ceva nenatural. A fost ceva nenatural. A fost ceva creat prin vrăji, blesteme, prin jocuri murdare ale minții, prin manipulare psihologică, emoțională, prin metode neortodoxe, necurate. Doamne Dumnezeule, Tu ești mare și bun, peste Tine nu e nimeni. Luminează calea, asta e ce simt să spun, luminează calea persoanelor implicate. Și adu binele acolo unde e menit să fie bine. Prin voința divină. Simt să mai scoatem niște cărți. Cum este resimțită absența ta? Sau ce mai dorește persoana să spună? V-am zis că are multe să vă spună. Are multe să vă spună. Mamă, mamă! Mi se transmite că aceasta este energia persoanei, poate să fie, aici e un bărbat, dar poate să fie bărbat sau femeie, persoana cu care este în relație acum și care a făcut aceste jocuri murdare, mentale și așa mai departe, poate chiar și vrăji, blesteme, da? Persoane. Așa, asta e energia. Bitterness. Amărăciune, dar nu în sensul de necăjală, e în sensul de, e o persoană care e mereu nemulțumită, mereu, nu, am găsit, îi tună și îi fulgeră, mereu îi tună și îi fulgeră. Anger, exact, furie. Cuvinte care rănesc. Această persoană aud, vreau să spun în conversațiile lor, nu e, și mi s-a spus că nu există conversații, există certuri, nu se conversează în această relație, se ceartă și în fiecare interacțiune verbală, persoana cu care este persoana ta dragă, aruncă tot felul de cuvinte care mai de care mai dureroase, mai jignitoare. Și are foarte multe resentimente față de, și le exprimă față de persoana ta dragă. Cu această persoană, persoana ta dragă simte că nu are o fundație, nu are stabilitate, nu există stabilitate cu această persoană. Nu există, nu se simte ca în familie, ar putea să fie căsătorit sau căsătorită. Voi poate știți, poate nu știți, depinde. În cazul în care știți, nu, asta e o confirmare în plus.
În cazul în care nu știți, nu neapărat o luați de bună că chiar sunt căsătoriți. Ar putea să fie căsătoriți, ar putea să nu fie. Dar ca idee, chiar și dacă sunt căsătoriți, asta e ideea. Nu simte că e într-o familie, aceea e familie, e ca o familie. Da? Și nu se simte în siguranță. Da? Persoana ta dragă, cu această persoană. Aceste două cărți erau, nu știu dacă s-au văzut pe cameră, dar erau așa într-o parte. Deci nu erau nici fix în picioare, nici răsturnate de tot. Erau așa într-o parte, oblic. Deci e cumva așa, între, da? Mai mult spre nu, ce urmează să spun. Persoana ta, dragă, da, cum spuneam, știe că vrea, știe ce i se întâmplă, ce i s-a întâmplat, are multă claritate, a obținut multă claritate. Însă, nu poate acum sau nu este dispus sau dispusă din diverse motive. Acestea nu se specifică pentru că sunt particulare na, pe fiecare persoană în parte. Dar ce e ca tipar general este că nu se simte în stare să vină să-și ceară scuze pentru ce s-a întâmplat între voi, pentru despărțirea voastră. Și nici nu se simte în stare să se întoarcă în momentul acesta. Își dorește întoarcerea, dar nu se simte, dar mesajul ăsta se confirmă pentru că a mai apărut și la început. A apărut și la început. Și nu se poate, nu poate să vină și să-ți promită, să-ți facă promisiunea supremă cum ar veni și să se dedice, da, relației cu tine. Prin căsătorie, prin diverse promisiuni, fidelitate, nu are cum. În momentul acesta nu poate, nu e pregătit sau pregătită, nu se poate, nu poate ieși de aici. Nu poate. Acestea două nu se poate. Nu se pot acum. Dar dacă au apărut, ăsta e mesajul, persoana ta dragă le simte. Simte să-și ceară scuze sau să obțină iertarea ta pentru ce s-a întâmplat între voi. Simte să-ți ofere acele promisiuni supreme, cum să spun, de fidelitate, de mariaj, da? Simte. Cum e resimțită absența ta? Așa, simte. Dar simte și că nu poate să facă aceste lucruri în acest moment. În acest moment, adică în această perioadă când ți s-a întâmplat ție să dai peste acest videoclip. Acum mi se spune să mai extrag niște mesaje și de aici și după aceea vom vedea niște zodii și litere. Da. Ia uite, extraordinar. E aceeași carte. Cum mă, din toate cărțile astea? Aceeași carte ca la opțiunea 1? Mă, aceeași carte? Aceeași carte. Wow! Nu mai vreau să alerg după alte lucruri. După alte opțiuni. Nu mai vreau. Acum mi se transmite. Asta e ceva despărțit. Persoana ori avea mai multe opțiuni,
și tu erai doar una din opțiunile persoanei, ori avea o singură opțiune, această persoană, dar în orice caz, oricum ar fi fost, că avea doar o singură opțiune în afară de tine, ori mai multe, existența opțiunii sau a opțiunilor, asta este ce a rupt între voi totul. Și e conștientă persoana și nu mai vrea. Deci confirmă mesajul. Totul se confirmă ce am spus de la început. Wow! 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 Nu mai vrea să stea la bârfe. A bârfit mult, da. Iarăși se confirmă mesajul ce am spus, ce a apărut mai devreme. Printre mesaje a apărut că persoana ta dragă stătea și povestea acestei persoane, cealaltă opțiune, povestea de ce se întâmpla în alături, la vecini, adică cu tine. Bârfă. Mi-e teamă de ce vor crede ceilalți. Știți ce mi s-a transmis acum? Prin acest mesaj? Că persoana ta dragă îi povestea detalii acestei persoane pentru că a avut încredere în această persoană, o percepea pe această persoană ca pe un confident sau o confidentă a sa, o persoană de încredere. Genul de persoană la care te duci când ai o problemă, nu doar că să te plângi, ci pentru un sfat. Mamă, ce să fac în situația asta? În sensul acesta povestea despre tine, relația și relația cu tine, acestei persoane. Îi cerea sfaturi, pentru că era teamă persoanei tale dragi de ce ar crede lumea legat de relația voastră. Și se ducea la sfătuitorul șef sau sfătuitoarea șefă. Și sfătuitorul șef sau sfătuitoarea șefă, numai de bine a sfătuit-o pe persoana ta, dragă. Așa de bine, uite așa. Cu blestem și vrăjitorii. Și cu mind games. Și cu... Da? Să devină obsedat sau obsedată de... Da? De care o energie? O energie asta, o energie foarte bună. Știu că sunt sarcastică acum, dar... Na. Ce e drept nu e păcat. Ce e drept nu e păcat. Eu așa am auzit din bătrân. O auzeam pe bunica mea, zicea așa. Ce e drept nu e păcat. Deci dacă e drept să fiu sarcastică legat de această... Nu e păcat. Nu păcătuiesc. Nu mă simt. Nu mă jenez. Da? La sfătuitor? La sfătuitorul șef, sfătuitoarea șefă. Vedeți, a căzut răsturnată cartea. Nu mai vrea. Pentru că a înțeles unde se ducea. Unde se ducea? Să-i spună. Mai avem? Nu mai le ajunge. Asta e ce am auzit, că va ajunge. Va ajunge, va ajunge. Ok. Zodii, vreți? Aud ce să mai vrem că... Deci, acum, cu zodiile, la fel ca și la opțiunea 1. Dacă
nu este zodia voastră sau zodia persoanei sau eu mai știu așa deloc, dar totuși ați simțit, ați rezonat, știți că ați experimentat. De aici o mare parte, cât mai mare parte, și nu se potrivesc astea sau nu există zodia voastră, e un detaliu în plus. Acesta e ca bonus, nu e, se dărâmă tot. Dar iarăși, nici nu face să se potrivească. A, nu e zodia, dar se potrivesc celelalte. Dacă nu se potrivesc, dacă doar așa v-ar plăcea să se potrivească, v-ar plăcea să fie asta situația voastră, să zicem. Da? Adică simțiți că ar fi în favoarea voastră. Sau ar fi cumva apropiat de ce vă doriți voi. Nu, atenție mare aici, nu vă lăsați ademeniți sau ademenite de ceva pozitiv ce ați găsit în aceste mesaje. Că desigur, dacă vă doriți, voi chiar vă doriți relația, o reconciliere cu persoana voastră dragă, normal că aceste mesaje au ajutat și pot ajuta. Dar nu vă lăsați ademeniți să le faceți să se potrivească. Ah, da? Sau mergeți, cum am zis și la opțiunea 1, mergeți, sunați persoana, n-ați mai vorbit de nu știu ce timp și gata, știu ce s-a întâmplat, vai, și așa, și așa. Nu! Nu! Folosiți mesajele acestea cu înțelepciune. Folosiți-le să vă fie bine, să vă facă bine, să fie spre binele superior al vostru și al celor din jurul vostru. Deci luați-i și pe ceilalți în considerare. Nu acționați din impuls. Că poate impulsul de moment ar putea să vă dea așa un avânt. Că voi sunteți și, se pare că sunteți persoane din acestea care se înflăcărează și se entuziasmează și e foarte bine. Nu e nimic, absolut nimic rău în asta. Dar atenție unde și cât și cum vă entuziasmați să fie în beneficiul vostru și al celor din jurul vostru. Niște zodii ne dați, vă rugăm frumos, pentru opțiunea 2. Aceste zodii ar putea fi ale să fiți voi, să fie persoana dragă, să fie persoana aceasta. Poate cunoașteți persoana aceasta, poate nu o cunoașteți. Poate știți de zodia, poate nu știți. Nu vor mai zodii, nu? Să scot eu 3. Doar 3 vă dă. Doar 3. Bine, scot eu 3. Asta? Am zis să le iau pe astea 2. Că s-au lipit. Ok. Ce e aici? Scorpion. Și aici? Fecioară, nu? Da, fecioară. Și încă una. Vărsător. Da? Acestea sunt, atâta mi-au zis, 3 să scot. Hai să vedem și litere. Pot fi inițiale. Inițiala ta sau litere conținute în numele tău, numele persoanei dragi. Poate dacă cunoașteți persoana, numele persoanei respective. Sau alte inițiale, alte litere, combinații, poate de pe plăcuțele de înmatriculare. Ia, stai că mi se zice să mai iau. Am luat câteva, dar să mai iau. Bine. Atâta, 2. Aia e ale. Ok, ale. Mamă, multe. Ia.
Mamă, a apărut aceasta ca la opțiunea 1. Și mesajul e același. Este o persoană și o să simțiți imediat stilul, recunoaște stilul. Care nu vrea să zică inițiala că nu simte că e nevoie, că voi... Și acesta e o confirmare că vrea să stea ascunsă, că știe că știți că vrea să stea ascunsă. Vă urmărește din ascuns. Da? Unele persoane poate nu știți că vă urmărește, că știe despre voi ce faceți, unde sunteți, cum vă merge. Da? Deci e cu persoana, îi place să se ascundă, să nu, să lucreze așa din umbră. Da? Ok? Deci, dacă ați rezonat cu, ați recunoscut stilul, aia e persoana. Aveți confirmare. Aici avem litera H, de la, să zicem, Horia. Da? Aici avem A, de la Ansuz. Aici avem litera K sau litera K. K de la Ciprian, să zic. Da? Așa. Aici avem J sau Y. Litera J sau Y. Aici este NG. Sau literele separat. NG. Sau combinație. NG. Da? Și litera O. Și cu asta s-au încheiat mesajele voastre, dragii mei și dragele mele. Eu vă doresc din suflet să vă ajute Dumnezeu să vi se îndeplinească dorințele voastre cele mai frumoase. Dacă ceea ce este bine pentru voi, să revină soarele vostru sau voi să reveniți. Poate voi sunteți soarele în viața persoanei, da? Dacă așa vrea Dumnezeu și așa este bine pentru voi, voi doi, să vă ajute Dumnezeu să fiți împreună. Eu asta e ce vă doresc din suflet. Iar dacă nu, ce este cel mai bine pentru voi, aceea vă doresc. Să vi se realizeze, să vi se împlinească. Vă mulțumesc! Dacă v-a plăcut acest videoclip, oferiți-mi și mie un like. Am stat aici 2 ore, mamă, 2 ore cu voi. Ce mai vreau să mai zic? Am și pierdut, da? Vai, mai știți voi, abonați-vă dacă nu v-ați abonat, lăsați-mi în comentarii minunate, așa, pozitive, cum ați rezonat, cum așa. Și desigur, dacă doriți să lucrăm împreună personalizat pe situația voastră specifică, puteți găsi detaliile mele de contact în descrierea videoclipului. Și vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți și vă îmbrățișez cu mult, mult drag pe toți și pe toate.